Cod galben de nisoare în județul Iași, autoritățile locale și județene s-au mobilizat pentru întreținerea drumurilor, așa încât să nu se înregistreze blocaje rutiere, iar poliția îi avertizează pe șoferi să fie prudenți la volan. În Pașcani, primii fulgi au început să cadă în jurul orei 9, după ce, de la primele ore ale dimineții, a fost ceață și burniță. Muncitorii de la gospodărie comunală au intervenit cu plugul, iar pe trotoare a fost împrăștiat nisip. Nisoare căzut în cursul zilei de astăzi nu ne-a afectat, nu avem șosele cu probleme, strâși probleme. Am intervenit la prima ora dimineții cu două mașini, cu sărărițe, am împrăștiat sare și puțin material antiderapant în pante și pe anumite străzi din cele 5 suburbii. Noi avem îndotare tot ce ne trebuie, avem sare, avem material antiderapant, utilajele sunt pregătite în caz de vor fi nisoare mai puternice sau chiar viscole. Dar după câte am auzit și eu astăzi din știrile de la televizor, de la vreme, ger în cursul nopții, dar zăpezi cantități de precipitații scăzute. Deci nu vor fi probleme în această noapte, cel puțin până mâine dimineață. Drumul județean 208 pe raza comunei Stolniceni până la amiază nu a trecut nicio mașină de dezăpezire. Stratul de zăpadă pe șosea ajungea până la 20 de centimetri. Traficul a fost îngreunat din cauza cantității de zăpadă căzută pe șosea, drumarii intervenind doar cu material antiderapant, însă nu și pentru îndepărtarea acestea. Pe celelalte drumuri naționale și județene s-a circulat fără probleme, însă Inspectoratul de Poliție Județean Iași informează că circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe DN28 între localitățile Pașcan și Moțca din cauza zăpezii și a poleiului. În prezent, pe carosabilul acestui tronson de drum național este depus un strat de zăpadă cu grosime de aproximativ un centimetru, pe alocuri existând și polei.